Bine ai venit! Salut, Maia! Așadar, un fel de recapitulare. Un fel de recapitulare, să spunem. Da, da. Recapitulare. Clasa A. Treia. Azi încă din... 0-1-2. 0-5. E 3, mami. 0-3. 0-5. 2017. Băi, încep cu păcăleală de prima lecție. Hai să vedem. Da. Am zis așa, diferența două numere este 4, iar cel mai mic dintre ele este 46. Care este celălalt număr? Încă o dată. Diferența două numere este 4. Cum scrie mai? M-am gândit la o chestie. Deci face 46 minus 4. Ca să aflăm descăzutul. Deci diferența lor este 4. Iar cel mai mic dintre ele este 46. Eu zic așa, descăzut. Asta vreau și eu, perfect. Minus căzător. Corect. E ca o 4. Mami, e o chestie, putem facem 40. Păi, zici bine. Nu, că de 42, 40. Cel mai mic e 46. Și nu poate 46, e mai mic din... Deci cine e 46? De scăzătorul. Corect. Și descăzutul este 46 plus 4. Deci, citesc încă o dată și vezi... Eu n-am înțeles problema. Diferența două numere este 4. Cel mai mic dintre ele este 46. Care este celălalt număr? Adică descăzutul este 46 plus 4, ca să aflăm cel mai mare. Așa? Poftim, perfect. De fapt, informația că cel mai mic dintre ele... Adică... Adică scăzătorul este egal, asta e mesajul. Scăzătorul este egal cu 46. Deci, diferența dintre ele este 4. Scăzătorul, dar nu spune scăzătorul e 46. El spune, deci, cel mai mic dintre ele. Da? Cel mai mic dintre ele este 46. Și atunci tu repede ai spus că descăzătorul știi, descăzătorul este egal cu 46 plus 4 și egal cu... cu cât? Cu 50. 50. Perfect. Bun. Acum mai dau eu o problemăță. Deci, mama și cu fiul au împreună, mama și cu fiul au împreună 41 de ani. Deci mama plus fiul egal cu 41 de ani. Peste 2 ani 41 deci peste 2 ani mama va avea de 3 ori vârsta fiului. Deci peste... Adică la poate avem 24 de ani, mai mult. Să începem la întâmplare așa. Deci peste cât am zis eu? Peste 2 ani. Peste 2 ani. Fiul are 7. Și mama are... Peste 2 ani. Deci peste 2 ani. Face pe segmente. Mama. Face pe segmente, zici tu? Da. Haide că... Primul e ușor. Perfect. Bă, ce tare chestia. Foarte tare. Deci să-i luăm un segment, să-l luăm pe cine? Pe fiul. Fiul. Da. Care are atât, avarna, cât are fiul. Da. Îi mai punem 2 ani. Deci peste 2 ani, fiul va avea lungimea acestui segment. Dar, în clipa aceea, mama va fi de 3 ori vârsta fiului vechi, va fi așa, nu? Încă o dată, și încă o dată. Deci, practic, peste 2 ani, mama va avea de 3 ori vârsta fiului și va fi exact. Cât și-a mărit fiul cu 2 ani, segmentul ăsta, și mai vine încă o dată, și încă o dată. Dar nu începam?
și un pat. Uite, mama așa va face. O dată. Da? Și încă o dată. Și încă o dată. Asta se întâmplă cu mama. Peste, și ea peste 2 ani. Trebuie să îmi despărțim pe 41 în 3. Nu știu dacă pe 41. Nu știu, gândim. Nici eu nu știu dacă am făcut să fac problema, dar fac niște eforturi mari. Mai țin minte că ultima oară când ați greșit și am tăiat. S-ar putea să fie greșit acum, dar eu vreau să fac niște eforturi. M-ați gândit bine problema. Deci, peste 2 ani și mama. Pentru că mama... Deci, practic, și mama crește cu 2 ani. Deci, ea și-a adăugat aici creșterea asta și ea de 2 ani. Deci, la momentul când vorbim, mama și cu fiul, ar trebui asta să fie suma. Mai rău la ceva. Adunăm surprozele și le scădem. Foarte tare. Deci, să adunăm surplusurile. Deci, că 2 e 4 și cădem pe 41. Nu. Le adunăm peste 2 ani. Adică la suma din care o avem 41. Da? 45 de ani. Nu, eu te zic, numai 40 ani. Ia să zic 40, poate merge treaba așa de ștreabă. Și poate rămâne 44. Deci, mama și cu fiul au acum, când vorbim, 40 de ani. Fete, nu te grăbi deloc. Fete, că șmecherea e foarte tare. Tu te-ai prins de problemă. Mai un pic. Peste 2 ani, deci peste 2 ani, se adaugă la suma asta la 40, 2 aici și 2 aici. Deci cât va fi peste 2 ani? Fii are 11 ani. 11 plus 11 plus 11, de 33. Și mama cât are vârsta? Nu știu. Dar vrei să mai ajungi? Stai lângă mine aici. Stai lângă mine. Te rog frumos să vezi acum și tare problemă. Fete, peste 2 ani, fiul mai prinde 2 ani, da. Mama încă 2 ani, și la cei 40 cât se mai adaugă acum? 4. Încă m-am pus 4. Și cât fac? Peste 2 ani, ce vârstă au mama și fiul împreună? Mama și fiul au împreună 44! Excelent! 44, și acum? Eu am un. Să dai și acum. Acum, după cei 2 ani crescuți, acum, situația este asta și asta. Câte segmente sunt acum? 4 segmente. Puteți să le spărțim pe 4? 44 în 4. Asta este. Împărți egale? Sigur că da. 44 trebuie să-l împărțim în 4 părți egale. În 4 părți egale. Cât facem? În 4, credeam în 2. Că în 2 le spărțeam, în 22 plus 22. 22? Acum, pe 22 la medaie, dar pe 2 ca să faci poate. 11 plus 11 plus 11 plus 11. Excelent! Deci... Fiu are 11 ani. Fiu are 11 ani peste 2 ani. Dar acum, în momentul ăsta, cât are? 9 ani, sigur că da. Deci este excepțional. Deci 44 face 11. Da. Mama are 33! Asta e 11. Asta e 11. Asta e 11. 33. Cât are mama acum? 33. Măi, lăbicinosule, dacă mă spui toate. 35. 35? Nu. 33 peste 2 ani ar fi fost. Astea, 3. A, adică 31. 31! Asta e. Foarte tare problema. Foarte tare. Foarte frumos. Dar mai rău o dată. Dar mai rău o dată, este puternică problema. Trebuie să povestești când ți-a plăcut ție. Dar la ceea când am adunat surplusurile. Deci am adunat surplusul la suma de 40 de ani. Mi-a plăcut când am văzut
despărțit în patru. Atunci... Foarte tare! Dar eu zic că a fost și ideea ta frumoasă că ai zis pe segmente să luăm. Fiul să luăm atât. Hai să luăm roșu fiul, da? Fiul a fost atât. Dar peste 2 ani am pus lui, el a devenit, nu? Încă o bucățică, cu 2 ani, ani am pus acolo încă. Punând încă 2 ani, s-a întâmplat să fac un segment un pic mai maricel. Și peste acești 2 ani am pe program tare, mama are de câte ori vârsta fiului? 3. De 3 ori. Adică am fost odat și încă odat. Și am trebuit să ne dăm seama pentru că 44 îl despărțeam în 3. În 44, la 4 segmente, da. Sunt 3 aici și una din, și un segment dincolo al fiului. Da, dacă nu se rece deja din prima. Da, da. Dacă le despărteam în 2, era mai ușor. Dar dacă aș fi spus eu că încă o dată vârsta, aș fost 3 segmente. Face, dar vreau să insist aici pentru prietenii noștri, că să știu un lucru. Prietenii noștri, unii din ei, n-au înțeles problema. Să uităm să faci o sinteză. Și faci o sinteză, dar urmărește-mă. Fii atent, ce tare a fost problema. Mama și cu fiul, 40 de ani, peste 2 ani, fiecare crește cu câte 2 ani. Și mama și fiul, așa e momentul tare al problemei. Și atunci, peste 2 ani... Mai țin minte de înainte, am făcut, am avut surplusele, le-am adunat și am început să aflăm. 50, așa? 50, m-am avut eu cu mama. 7 ori, plus... Bun, a fost o altă problemă, dar asemănătoare, da? Da. Important este să ținem minte mecanismul, că noi asta, asta există. Deci, când zicem peste 2 ani, peste 2 ani și mama și fiul. De aceea am adunat la 40. Adică nu doar fiul. Nu doar fiul, că peste 2 ani se întâmplă adică să fie de la așa. Da, nu se poate și mama avansează cu da. 2 ani ca vârstă. Și atunci la 40 am pus până 40 și am venit 44. Și acum, în momentul acesta de peste 2 ani, mama are de 3 ori vârsta fiului. Deci am pus ăsta e segmentul de peste 2 ani a fiului și am pus o dată de 2 ori, de 3 ori. Și suma asta de 44 se împarte la câte segmente? Câte segmente de acestea am total? Se vede că sunt 4. 3 ale mamei și 1 al fiului. Și de ce am împărțit 44 la 44? Dar 11. Și acum, din 11 am scăzut pe cel 2. Când era pe vacanțele alea, mama. Dar vreau să știi cum am gândit la final? Cum? M-am făcut, i-am înțeles că îl despărțim pe 44 în 2, dar eram 4. Sigur că da, 4. E, și 1 ori 4, dă 4. Dar dacă scădeai surplusul, domnul s-o aduna, dar tu scădeai, ce se întâmplă acolo? Aflam om. Era acum 2 ani în urmă. Exact cu 2 ani în urmă. Era cu 2 ani în urmă. Deci, eu am spus peste 2 ani, în față, adunăm. Adunăm. De obicei scădea surplusul. Da. Deci, acum... De obicei adunam surplusul, scădeam. Dar îl scădem acum. Că din 11 am scăzut pe 2. Deci, iată că scădem acum. Noi am pus, dar am translat, am mișcat datele pentru noua situație de peste 2 ani. Deci, pentru fiu, pentru fiu. 11 scăzut 2 egal cu? Cât faci? 11 scăzut 2 egal cu? 11 scăzut 2 e 10. 10, da? Da. Bine? 11. A spus 12. Nu, de 11 scăzut 2, de 11. 9. Egal cu 9. Iar pentru mama, din mama, din 33, scădem pe cât? 33, scădem 2. Scădem 2, sigur că da. Egal 21. 31. Iată ce problemă foarte, foarte tare. Facem puțină vreme. Și vrei de șoferea asta. Vrei și una de cea. O facem imediat. Și zicem așa.
Deci, un kilogram de pere plus 2 kilograme de pere costă 15 lei. Un kilogram de pere și 2 kilograme de pere costă 15 lei. Cât vor costa 3 kilograme de mere plus 6 kilograme de pere? Cât crezi că vor costa? 15 plus 15 plus 15 ca să aflăm merele? Deci de 3 ori, de 3 ori situația de aceea, da? 15 plus 15 plus 15, da? 15 plus 15 plus 15, face 3 ori. De 3 ori, de 15 și ceva face? 45. 45. Foarte bine. 45, cred. Corect. Dacă... Acum putem să aflăm 45. Putem să aflăm 1 kilogram. Vezi că trebuie să mai dau informații. 2 kilograme de pere și plus 1 kilogram de pere costă 20 de lei. Deci să le punem una sub alta, așa. 1 kilogram de mere plus 2 kilograme de pere costă 15 lei. 2 kilograme de pere. Deci 2 kilograme de mere și 1 kilogram de pere costă 20 de lei. 20 de lei. Dar mai ținut să o spun, da. Da. Și am reluat de sub alte situații. 1 kg de mere și 2 kg de pere costă 15 lei. Am mai complicat, da? Da. Pentru că, așa, mere 2, pere 2. 1 kg de mere. Păi mărim 20 cu o dată. 20 cu 20. 20 plus 20, ca să plumb. Deci, 2 kg de pere și 1 kg de pere. Ca să aflăm? Costă, am zis, 20 de lei, da? Și 1 kg de mere și 2 kg de pere. Dar nu puteți să spuneți numai așa? Să spuneți 2 kg de mere și 2 kg de mere și 2 kg de pere și 2 kg de pere. Eu de la vacanță, domnule. Da. Mai ușor. Bun. Cred că asta ca să... Simpatic. Mai sunt pentru 5 minute. Uite, am să-ți spăl o problemă, lăsăm pe asta, te gândești acasă, dar o problemă care sunt așa. Diferența dintre vârsta lui mame și a lui Mario, diferența vârstei între... Adică mama. Da, diferența vârstei între mama și Mario. Nu știi? Nu. O spun eu. 37, zice, da? Este de 30 de ani. Ia, deci întrebarea spune acum să vezi tu foarte tare. Deci diferența vârstei dintre mama și Mario este de 30 de ani. Care va fi diferența vârstei dintre ei peste 5 ani. Adică și la fiul și la mamă? Da. Deci acum, diferența vârstei este de 30 de ani. 40 ani. Peste 5 ani care va fi diferența? 40. Băi, dacă ești atent aici, sunt cel mai fericit. Te atent ce spun, încă o dată spun. Diferența acum între Mario și mama este de... Numai 3 ani! Deci diferența vârstei între mama și Mario este de 30 de ani. Dar la anul cât va fi diferența? Mama are 30
eu are 3 ani, urca să facă 40. Da, nu lua așa. Te spun alte lucruri, ia de aici. Uite-te, foarte tare problema. Este de o frumusețe rară. Nu se poate să nu știu. Nu trebuie să fac lucruri, deci, nu să te gândești. Nu poate să fie că e poantă aici, e poantă. Deci, diferența vârstei dintre mama și Mario este de 30 de ani. Dar mama are 37. Nu contează. Stai să vezi, diferența este de 30 de ani. Dintre mine și tine. Adică cum ai fost din 20? Nu. Diferența dintre noi doi este de 30. Peste... 60 de ani. Peste un an care n-am. Ce diferență este? 40. Nu este așa. Deci poate să nu spui asta, că eu nici nu mă pot apuca direcție la clasa 5-a. Dacă tu nu spui chestia asta... Da, nu, merg așa. Diferența... Nu dă răspunsurile. Mario, nu dă răspunsurile. Nu, dar am gândit. Ia să vedem. Dacă diferența vârstei dintre tine și, și Davide, diferența dintre tine la și... De 4 ani. De 4 ani. Dar la anul cât va fi diferența? 6. Păi cum? Păi dacă crește un an și un an. Păi 2. Cum 2? 2 de câte ani ai acum? 7. 7. Dar tu cât ai? Anul viitor, câți ani ai? 8. 8. Cât ani va avea? 12. Ce diferențe între 8 și 12? 4. Păi și ce? Peste 2 ani? 4. Peste 2 ani? 8. Cum 8? Peste 2 ani? Peste 2 ani? Da. 4. Acum ai 7. Peste 2 ani cât, cât o să ai? 9. 9. Dar vine cât o să ai? 13 plus 2. 13. Ce diferențe este între 9 și 3? 4. 4. Deci fiecare dată ce diferențe este? 4. Păi de aici ești și cu șală. Și cu o plată pe urmă. Așa, asta a fost poanta. Deci unul și altul cresc. Deci eu ce șmecherea urmări? Că și descăzătul și scăzătorul cresc și se menține diferența. Foarte tare. Da? Deci aici am putut să îi insist foarte tare, să văd dacă te-ai prins. Mama m-a ajutat foarte mult. Și atunci am să iau o idee care o tău mama și să spunem așa, acum, Mario, 7. Mario, 7 ani. Da, Davide, 11 ani. Davide, 11 ani. Acum da, ani. Acum, peste un... Diferența cât este aici? 7. 11 minus 7, e la 4 ani. Nu, profesor, adăugați 3, vă zice. Peste 3 ani, hai să mergem peste 3 ani. Peste 3 ani, Mario, cât va avea? Peste 3 ani. Peste 3 ani, 10. 10 ani. Da, Davide. 14. 14 ani. Cât e diferența? 4. Când crezi că am un 2. Și descăzătul și scăzătorul cresc cu 4, cu 3 ani și deci se mențin tot timpul. Când am întrebat eu mama și cu Mario și cu fiul, diferența între ei este de 30 de ani, am zis eu, da? Și am întrebat peste 2 ani, care va fi diferența? 30. Tot 30, asta e. Vezi? Că se menține diferența, fiindcă și unul și altul, și descăzutul crește, și scăzătorul crește. Și de fapt diferența se menține tot timpul. Da? Adică dacă fac 40 de ani. Adică îți dai seama, eu când o să am 40 de ani, tu cât trebuie să ai? Eu am 20 acum. 20? Da! 13! Hai, mă! Nu 13. Da. Eu am 20. Iar e grozav. 20. Da. Și care va fi diferența între tine și Mihaela? 17. Sigur, sau 13, crezi tu? Crezi, el are 7. Diferența este de 13 și peste 100 de ani. Tot de 13. Da, tot de 13. Deci este chestia cea mai tare care o mânie sufletește pe Mihaela este că
Pe are 20 de ani. Da. Diferența prototipul va fi de 13 ani. Atât. Da. Și prototipul va fi de 13 ani. Da, profesor, dar o să zic că o să fie indicențești. Da. Tu se punem așa o vorbă. Exact. Da. Dar ești convins. Bun. Este una dintre problemele care o să meargă la sute și o să vedeți și prietenii noștri o să bucuri foarte tare. Pentru că șmecheria este așa. Dacă și descăzutul și scăzătorul cresc cu același număr de ani, sau măricul și descăzutul și scăzătorul cu același număr, amândoi, diferența rămâne aceeași. Asta este chestiunea... Eu putem forma multe probleme de acestea. Câți au avut? Da? Diferența acum, dar acum 5 ani, care era diferența? Deci, și dacă te duci în urmă? Sigur că da. Aceeași diferență. Aceeași diferență. Da. Iată, e o șmecherie. Foarte tare, pe care tu ai prins-o astăzi pentru că ai venit la Prof Online, așa, dar la sinteza orei ce am făcut noi? Sinteza... Hai, că se născută în 1900. Da, este o zi de azi, doamna, da, ce da. Ați văzut ce m-a zis? Este în 1900. Și să zicem acum la sinteza orei, că am făcut probleme. Prin comparație, metoda grafică, da. Și asta două metode am abordat. Și că ne-am întâlnit cu Mario și Mario este într-o bună dispoziție. Trebuie să te intri din nou, ți-am fost povestit că am vorbit despre tine în vacanță și trebuie să faci dovada clară că ești cel mai... Ești vedea! Pe care trebuie să începem cu fir. Cu fir facem probleme și cu fir neapărat. Și cu fir neapărat. Hai, fă-vă ca nu mai. La revedere! Să nu uite de la ce să vă abona la Prof Online. La revedere! Și din Italia sunt 4 de dea? Cui să spună, sigur! La bunici. La bunici și la tot preamă, da? Da. Și la prieteni. Și la oameni de stradă, corect. Care ne cunoști. La revedere. La revedere.